Salut și bine m-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal, fraților. Suntem aici la Iepuri. Aici am făcut un nou proiect acum. De-abia acum l-am terminat și eu. Am făcut aici o boxă. Vedeți? Aici scândura asta. Asta e plasa. Deci dacă se vede foarte bine. Aici am băgat iepuroiul. Uitați-l. Plasa e foarte bună. Am pus așa puțină plasă pe aici ca să nu iese iepuroi pe aici. Și uitați-l și pe la aici. E destul de încăpătoare, uitați. Porumb aici are. I-am pus mâncare și așternut să mănânce. Acolo țin mâncarea. Care le aduc până o să aduc eu ceva iepuri aici. Pentru că o să bag. O să las așa și o să populez cu ăștia lanți că nu o să crească. Aici avem femeluța albă care cred că a prins montă. Sigur a prins montă, dar acum vedem ce puiți-vă, da? Deci aici și-a dolofanii mănâncă, e puroaică, are și ea pâine, porumb, are amestec. O să vă arăt în alt videoclip ce amestec le dau. Uitați, nu, cam aici. Amestec dintre asta de se deschid bine. Uitați așa, amestec dintre asta. Floarea sălului și toate chestiile. Grâu, orz, porumb, floarea soarelui și nu mai știu ce este aici, negru, pinel. Oricum, e foarte bună, s-am văzut că-l mănâncă. Aici e puraica californian, care s-a făcut foarte mare. Și pe, o să închid bine aici, acum nu e prinsă bine, dar o să o prind bine eu. Uitați, aici are așa, să curgă mizeria, la asta m-am gândit acum. Ca să o pun aici sus, pentru că, na, o mai rămas ceva spații pe acolo, așa, dar o să trebuie să le închid, pentru că nu vreau să intre curent la iepuri. Noaptea le pun în față. Le pun, acum pun de la iepuroi și la iepuroia, pentru că iepuroi care are partea asta și nu are curent. Dar în rest ăștia au curent aici. Uitați cum mănâncă. Iepuroi s-a făcut și destul de frumos. Că deschid la el. Uitați, s-a făcut destul de frumos. Hai mă. S-a făcut și... Mă, urâtule. Acolo nu știu dacă v-am zis la cuibul ăla mic câte iepuroi aici și iepuroi am. O să vă zic în acest videoclip, dacă nu v-am zis. Am așa, 3 femele albe, ei albi sunt 4, albi. Am doar un mascul și 3 femele. La elans griu, la gri, am o femelă și 2 masculi. Am și unul cap de leu și aia scrocitură, tatăl scrocitură de berbec și uriaș german și a ieșit în felul ăsta. Ceva uriaș cu cap de leu. Dar ăsta văd că nu are deloc coamă și nu i-a crescut coama pe la cap. Și văd că e destul de frumos ăsta. Purechile mari. Mă, da, să nu zici că nu au mâncare. Au pâine, porumb, tot ce trebuie. O să le dau și fân. Aici o să mai pun ceva pentru că mi-e frică să nu iese afară. Asta le pun seara în față. Câinii sunt acolo. Le-am pus 2 cuși să intre în care vrea ei. Și de-abia am terminat și eu curățenia pe aici pentru că am făcut cușca, după cum v-am zis. Aici mi-am puțin gunoi să-l iau. Da, scuzați papucii mei, dar am fost în casă, până în casă și n-am mai luat adidașii. Aici avem și găini, care le știți? Cățeaua care nu dă pace de fiecare dată la iepuri. Da, și fraților, am uitat să vă spun, aici nu mai am porcușorii, deoarece asta era părțile la cușcă, dar le-am scos și le-am pus la asta și am făcut schița după asta. Am făcut și a ieșit cușca asta mai mare. A ieșit și mai bună. Dar porcușorii noi mai am pentru că
plasa aia de acolo, cum vedeți. Câinii, am lăsat-o pe steluța deschisă, uitați cum face. Mă, fugi aici. Și am lăsat-o deschisă și a tras de plasă cu dinții așa până, bă, da, seama că a rupt-o. A scos-o din cuie și am mâncat porcușorii, am găsit morți. Nu este la prima abatere care mănâncă iepuri și porcușori prima dată, dar iepuri nu este prima dată. Găini nu vă mai spun cât te am mâncat, dar am legat-o foarte bine să nu mai, nici că nu-i mai dau drumul și nici nu o să poată să scape. Și găine, nu, când e legată nu mănâncă găini, doar când e liberă. Băi, fraților, m-am lungit și cu acest videoclip, m-am cam lungit și da. Cu voi a fost Alex, ne vedem clipul următor, fraților, pa, pa!